Salut, prieteni! Știm că vă plac mult luptele animalelor, așa că am pregătit pentru voi un nou episod. Ca de obicei, am ales cele mai interesante și noi videouri, pe care sigur încă nu le-ați văzut. Așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Acest moment sfâșietor a fost filmat de turiști. Oamenii auzit țipetele mistrețului. Când s-au apropiat, au dat de un tigru care deja prinsese și sufoca porcul sălbatic de gât. Dar într-un moment dat începe să se întâmple ceva neobișnuit. De ei se apropie un crocodil care a decis că și el are nevoie de pradă. Aproape că a mușcat tigrul, care a sărit la timp, evitând colții prădătorului. Acesta a târât mistrețul mai departe de reptilă. Acuși veți vedea atacul leopardului, care se pare că și-a pierdut complet frica. Chiar și un grup de lei nu riscă să atace o turmă întreagă de bivoli. Dar leopardul nostru nebun a atacat un vițel mic chiar în mijlocul drumului cu automobile, în fața întregii turme de bivoli. Părinții puiului, furioși, au înconjurat imediat vânătorul și au început să-l alunge. Acesta nu reacționa și îl ținea pe micuț de gât. Peste un timp oarecare, leopardul a înțeles că situația nu are ieșire, eliberează victima și se ascunde în copac. Puiul, din fericire, a supraviețuit. Iată un leopard care a ieșit în fața unui automobil pe un drum de țară. Pasagerii au început imediat să filmeze această scenă neobișnuită. Fără să știe, urmau să filmeze un atac adevărat. Spre leopard vine un iepure, care aproape că scapă, dar nu cred că vânătorul îi va permite să plece. Acest moment sfâșietor a fost filmat de turiști. Zeci de maimuțe privesc cum un piton mare sufocă pe cineva din grupul lor. Șarpele s-a aruncat peste primat pe un drum de munte în Thailanda. Multe maimuțe au încercat să-și salveze tovarășul, dar de câte ori s-a apropiat, pitonul și-a dezgolit colții mortali. Din păcate, puteau doar să urmărească procesul. Frica față de piton nu le permitea să facă ceva. Șarpele a sufocat primatul, dar puțin probabil că va reuși să îl înghită în așa loc zgomotos. Să începem cu un video mai vechi, alb-negru, de calitate un pic mai proastă, dar aici e filmat un atac incredibil a pitonului asupra panterei negre. Pisica mare se opune, dar șarpele se încolocește și începe să o sufoce. Cu părere de rău, videoul se termină la cel mai interesant moment. Puțin probabil că pantera a reușit să se elibereze. Voi cum credeți? Scrieți-ne în comentarii! Pe insula Honshu e primăvară și regina viespilor iese din hibernare. Doar ea este capabilă să creeze un imperiu de ucigași înarepați care va trăi toată vara. Această viespe asiatică este cea mai mare din lume. E înarmată cu niște fălci puternice, armură rezistentă și un ac lung. Acești monștri gigantici îi distrug pe toți care le stau în cale. Cel mai tare adoră să atace albinele, ucigând ulii întregi zi de zi. Dar această viespe are o slăbiciune teribilă. Nu tolerează căldura. Peste milioane de ani lângă acest inamic, albinele folosesc capcana termică din propriile corpuri. Doar așa reușesc să-i facă față. Acest pește arowana parcă e o sosie mică a peștelui piraruku sau arapaima din Amazon. Are un caracter agresiv și un mod foarte neobișnuit de a vâna. În timpul inundației, arowana poate înota până la frunzele copacilor, unde prada delicioasă deja îl așteaptă, diferite insecte și gândaci. Peștele, într-un salt spectaculos, atacă și prinde victima. Inundația ține undeva o lună și e timpul când acești pești își fac plinul cu iscusință. Dar tot binele se termină, mai vreme sau mai târziu. Peștele poate să ajungă în bălți mici și să moară acolo. Iată încă un moment de pe camera de supraveghere a unui magazin. Leopardul atacă câinele și se pare că îl lasă fără șanse. Dar pe podea, în magazin, doarme un om. El s-a trezit la timp și a speriat prădătorul.
Haideți să privim aceste păsări multicolore care duc competiții pentru cele mai bune locuri de cuibărit pe un mal abrupt a unui râu. Dar acesta este un loc foarte periculos, fiindcă e plin de crocodili cu colți ascuțiți, ce vor mânca tot ce cade în apă. Pericolul mortal se află nu doar în apă, ci și în aer. Șoimul analizează atât situația cât și victimele sale. El zboară și trebuie să aleagă o țintă. Îi reușește rapid. Pasărea e în ghearele lui. Și prădătorul verde reușește să-și prindă cina. Toți au burta plină și sunt fericiți. Acest video a fost filmat de un martor întâmplător. Acțiunea are loc pe o pășune pentru vite, fix în fața casei omului care filmează, în California. Un stârg cenușiu a prins cu succes un hamster gras. L-a torturat un pic și începe să-l înghită pe de-a-ntregul. Cel mai interesant urmează. Hamsterul e deja în gâtul stârcului, dar acesta a văzut ceva și a scuipat hamsterul. În acest moment, rozătoarea este atacată de un șoim. Probabil că stârcului îi era teamă că nu va putea zbura departe de prădător cu hamsterul în gât și de aia i l-a lăsat lui. Această pisică curioasă s-a urcat pe un gard din beton chiar în fața unei camere de supraveghere. N-a fost deloc norocoasă. În gaura în care a privit se ascundea un piton mare care a atacat pisica. El o prinde de cap și începe să o sufoce, lăsând-o fără nicio șansă. Urmează lucru un grup de la unele dintre cele mai deștepte mamifere din lume. Delfinilor le este greu să prindă singur peștii rapizi în apă. De aia au inventat o tactică foarte interesantă de vânat. Câțiva delfini gonesc un grup de pești chiar pe mal, pentru că e mai ușor să prinzi acolo peștele care n-a reușit să scape. La masa de sărbătoare vin și stârcii albi, care pot să savureze din peștele proaspăt. Am mai văzut multe videouri în care leoparzii atacă câinii. Se pare că aceste animale domestice sunt un deliciu pentru vânătorii pătați. Am mai găsit câteva videouri noi. Acești doi câini s-au grăbit să apere casa și unul dintre ei s-a trezit în colții leopardului. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!